Zilele Buzăului au debutat azi cu hramul Bisericii Sfântul Sava. La slujba începută de dimineață au participat sute de credincioși din Buzău, dar și din județele învecinate. Biserica aflată la subsolul catedralei s-a dovedit neîncăpătoare pentru enoriașii care au vrut să-l prăznuiască astăzi pe ocrotitorul Buzăului, Sfântul Sava. Mulți dintre cei prezenți au venit și pentru a participa la slujba oficiată chiar de înalt preasfințitul Ciprian Câmpinanul, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Și o eparhie care trebuie să se mândrească în sensul bun al cuvântului, care ca ocrotitor pe un mucenic din secolul al IV-lea, despre care avea știință și Sfântul Vasile cel Mare din Capadocia, care a primit moaștele Sfântului Sava și le-a rânduit în Biserica Mitropolitană din Capadocia. Acesta nu e puțin lucru pentru o eparhie atât de veche, și despre care știm că a avut o viață bisericească înfloritoare, cu episcop, cu preoți, cu credincioși foarte buni. Înalt preasfințitul Ciprian și-a arătat astăzi aprecierea atât față de credincioșii prezenți în număr foarte mare la slujbă, cât și față de Biserica Sfântul Sava, care a devenit un lăcaș de cult apreciat de către credincioși. Ciprian Câmpinanu a asociat evenimentul de astăzi cu acțiunile desfășurate în primele veacuri ale bisericii. Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit la această biserică a fost faptul că credincioșii participă în număr foarte mare și cu foarte mulți copii și într-o manieră care, iată, ne aduce în fața ochilor minții forma de manifestare a trăirii creștine din primele veacuri ale bisericii noastre. Atunci când apostolii propovăduiau de Evanghelia și întemeind biserici, creștinii trăiau foarte fervent credința creștină. Iar acest lucru am putut să-l constat astăzi la așa numita bisericuța copiilor. Preotul Mihail Mila a fost cel care s-a ocupat și în acest an de organizarea evenimentului de Sfântul Sava. După slujbă, buzoienii nevoiași au fost invitați să participe la o masă de hram, la care au fost împărțite aproape 300 de porții cu mâncare.